O furtună ce a durat doar câteva minute a pus aseară la pământ doi copaci pe străzile Vulcan și Progresului din Deva. Pe strada Vulcan, un copac înalt de câțiva metri a căzut pe gardul unei gospodării și a distrus aproape în totalitate un autoturism ce era parcat într-o curte. La fața locului au intervenit pompierii și angajații firmei de distribuție a energiei electrice, deoarece curentul a fost întrerupt mai bine de jumătate de oră. ANM a emis o nouă avertizare de cod galben care va rămâne valabilă până duminică la ora 10.